Cu 40% a crescut numărul de infracțiuni depistate de CNA în primele 6 luni ale anului curent față de perioada similară a anului trecut. Cazurile de corupție documentate s-au majorat cu peste 50%. Au înaintat considerabil cazurile de trafic de influență depistate, mai exact cu peste 90%, falsă în acte publice cu 67%, iar numărul infracțiunilor de corupere activă și de delapidare a verii străine s-au triplat. Datele se conțin în raportul subdiviziunilor CNA pentru prima jumătate a anului curent prezentate în cadrul ședinței colegiului. Potrivit raportului, în cele 6 luni analizate, CNA a depistat 391 de infracțiuni, o creștere de 38% față de cele 283 înregistrate în aceeași perioadă anului precedent. Dintre acestea, 365 sunt infracțiuni de corupție sau conexe corupției, reprezentând o creștere de 52%. Mai exact, din numărul de infracțiuni care au înregistrat creștere în perioada de referință, 77 de cazuri se referă la traficul de influență, corupere activă 102, corupere electorală 6, delapidarea averii străine 11, luare de mită 8 și fals în acte publice 7. De cealaltă parte, a scăzut numărul de cazuri depistate pe următoarele categorii: escrocherii de 10 ori, exces de putere sau depășire atribuțiilor de serviciu cu 40%. După criteriul de gravitate, numărul infracțiunilor deosebit de grave a crescut cu 57% și cu 73% cele grave. Cele mai multe infracțiuni au fost depistate în municipiul Chișinău, 166, iar aici numărul este iarăși mai mare față de perioada similară a anului trecut, mai exact a crescut de 2 ori. Potrivit raportului subdiviziunii de urmărire penală a CNA, în gestiunea ofițerilor s-au aflat 985 de cauze penale, cu 25% mai multe față de cele 785 câte erau în perioada similară anului trecut. 61 de persoane au fost reținute, iar 52 au fost ulterior arestate. Prejudiciul total stabilit pe cauzele penale din procedură este de circa 21 de milioane de lei, dintre care 190 de mii de lei au fost restituite benevol la etapa urmăririi penale. Pe componenta de prevenire, educație, anticorupție și expertiză, ofițerii CNA raportează 794 de materiale recepționate de la diferite autorități pe marginea cărora au fost întocmite rapoarte de expertiză anticorupție și avize cu recomandări. În perioada de raport, deocamdată au fost evaluată integritatea doar a Primăriei Chișinău și Agenției Naționale Transport Auto. Sub monitorizare rămân 14 entități publice, anunță CNA.